Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit în cadrul unei noi ediții importante. Invitatul nostru din această seară este domnul Dumitru Ciubașenco, vicepreședintele Partidului Politic, Partidul nostru. Domnul Ciubașenco, bună seara și să fie de bine prezența dumneavoastră la noi în emisiune. Bună seara, bună seara. Și pentru că ne aflăm în prag de lansarea campaniei electorale în forță, cu toată agitația electorală, ne mai despart câteva zile până de 24 ianuarie, tindem aș specifica din capul locului, din începutul emisiunii, că în cadrul programului să nu pretindem a aduce mesaje cu tentă de agitație electorală sau să comunicăm în favoarea sau în defavoarea anumitor candidați, pentru până la urmă a respecta buchea legii. Și după 24, în cadrul dezbaterilor, veți comunica cu liber exprimare în raport de un subiect sau de altul. Până atunci menținem buchea legii și pentru noi și probabil pentru dumneavoastră. Da, și eu am interes să nu încalc legea. Așa, și până atunci, până la lansarea propriu-zisă a campaniei electorale, am tine să și discutăm despre aspecte ce țin de modul de organizare a politicii curente a Republicii Moldova în plan de alegeri. Și am vrea să și cunoaștem, de fapt, care este starea social-politică a Republicii Moldova în prag de un asemenea important scrutin. Eu am lucrat 30 de ani ca jurnalist. Am fost redactor la mai multe ziare, am scris despre politică toată viața. În politică am nimerit așa, într-un mod întâmplător. În 2016 am fost un fel de candidat tehnic din partea partidului nostru, din cauza că Renato Usate, liderul partidului, a fost deprivat de acest drept de a participa la scrutinul prezidențial, pentru că Curtea Constituțională, eu reamintesc, a majorat în mod arbitrar cenzul de vârstă pentru candidați de la 35 până la 40 de ani. Deci a fost intrarea în politică așa, un accident, să zicem. Dar și cât de accidental da, Eu credeam că cunosc totul despre politica moldovenească, despre toți politicieni, am scris, cunosc pe mai multă lume. Însă 3 săptămâni din luna ianuarie, această ianuarie, în care am colectat semnăturile personale aici, în sectorul, în circumscripția în care planific să candidez, vreau să mă înregistrez, am aflat foarte multe lucruri nu dăm nume de din rădăcina de la oameni ce cred ei despre politica moldovenesc. Și vreau să spun că opinia oamenilor ea răstoarnă răstoarnă opinia experților, ziariștilor, chiar politicienilor. Doar câteva observații. Prima, în societate, în specific în orașul municipiu Chișinău, există o stare totală de neîncredere și de dezamăgire în procesul politic și de politicieni. Oamenii nu cred deja în nimeni și în nimic. Nu cred în partide politice, nu cred în structurile statului, în instituțiile statului, nu cred în alegeri. Pe mine multă lume întreabă, dar care-i sensul? De ce adunați aceste semnături? Că nu veți schimba nimic. Deja rezultatul alegerilor este hotărât, deja este totul desenat undeva într-un loc și nu se vede voi să ajungeți acolo. Deci această stare de neîncredere, de dezamăgire, ea chiar șochează. Nu a fost așa ceva încă 10 ani în urmă. A doua impresie, societatea și obște, această comunitate orășănească, eu cred că și din toată Republica, se află într-o depresie foarte, foarte adâncă. Oamenii trăiesc în sărăcie, trăiesc foarte rău, oamenii, problemele se cunosc, nu au locuri de muncă, lumea pleacă, chiar dacă mergi, eu am mers așa prin apartamente, am vorbit cu oameni, fiecare al treilea s-au plecat sau cineva trăiește la gazdă, al doilea nu dorește să vorbește și poate cu fiecare al treilea poți să vorbești, încă el este de acord să discute cu tine. Deci lumea, am înțeles că societatea moldovenească și sistemul politic se află într-un război civil. Noi avem două partide de război, două partide mari. Partidul nume.
socialiștilor. E de dorit, adică să nu comunicăm despre termen, pentru că iarăși buchea legii nu ne permite. Bine, sunt două partide de război, să zicem, așa numită stânga și așa numită dreapta, care luptă una cu alta și nici într-un caz nu doresc să se împace, să găsească o limbă comună. Bine, domnul Cebașică, și dacă cunoașteți dumneavoastră poziția alegătorului sau electoratului, dacă fi să vorbim în termeni asociați scrutinului, și dacă este de vină totuși sistemul politic, ce rămâne să facă cetățeanul atunci pentru a se rezolva această problemă? Cetățeanul, majoritatea cetățenilor, eu repet, nu speră la nimic. Oamenii nu cred că se va schimba ceva spre bine. Bătrânii spun, bine, cât au rămas noi, o să trăim noi, cât au rămas 10 ani, 7 ani, 5 ani. Tineretul pleacă. Oamenii de așa vârstă medie sunt desperați. Da, sunt oamenii, un procent foarte mic, poate până la 5%, care sunt satisfăcuți cu viața sa. Ei sunt legați cu structurile statului, cu structurile de partid. Partidele politice la noi și ele s-au transformat într-o organizație care produc locuri de muncă. Și multe partide politice, așa numite bogate, de la guvernare și din opoziția sistemică, ei funcționează în mare parte pe bază de mercenariat. Ei angajează oameni, plătesc și oamenii, pentru ei este un job, nu este un atașament politic, o viziune politică, o ideologie. Pur și simplu ei merg acolo pentru a primi un salariu și a distribui ziare, a merge la meeting și toate cele lucruri care se numesc la noi lucrul de partid. Dar ce eu spun, totuși noi trebuie să încercăm să rezistăm. Chiar și în lagările de concentrare oamenii făceau răscoală. Trebuie să rezistăm și exemplul recent de anul trecut de la Bel și din Chișinău a arătat că totuși se poate de biruit chiar în așa condiții de statul capturat sau Republica Bananieră. Cum despre acest statut vom discuta puțin mai în jos o emisiune, pentru că cetățenii în poziția pe care ați împărtășit-o nu au anumite așteptări. Aș vrea să trecem și să discutăm despre ambiții și comunicând despre politica mare. Ambițiile dumneavoastră, de fapt, care ar fi să ajungeți un președinte de țară, un deputat sau chiar dacă nu, acum, legea spune că primăria nu ar trebui să fie politizată, poate un primar. Nu, eu acum candidez pentru funcția de deputat într-o circumscripție. Nu scrim, spune-mi, iarăși circumscripțiile. Candidez și eu vorbesc despre două lucruri simple. Dar nu putem să evităm. Deci, în general, am să spun, un candidat dintr-o circumscripție, din municipiul Chișinău, nu vorbesc despre anumite circumscripții, el se va pomeni într-o situație foarte ciudată și bizară. Pentru că oamenii, într-adevăr, cred că de acum înainte ei vor avea un deputat care va reprezenta pe ei și va rezolva problemele lor. Deci, în acest sens, un deputat de la Botanica, de la Buican, de la sectorul Rășcani, el se va afla într-o situație și mai stranie, și mai gravă decât un consilier municipal. Pentru că consilier municipal nu este legat de o geografic, așa, de o zonă particulară. Deputatul va fi un reprezentant de la o circumscripție concretă. Și oamenii cred că el va rezolva problemele circumscripției. Deputatul de la Unii Nominal, el de acum nu are pârghii, nu are competență pentru a face acest lucru. Și în acest sens trebuie schimbată legislația. Pe de altă parte, un deputat, oricum rămâne deputat și el trebuie să rezolvă probleme majore. Eu am și niște idei, impresii despre regiunea din care merg, dar ideile mele generale nu sunt multe, dar eu cred că sunt importante. Prima idee este că sunt două părți beligerante care ne trag spre baricade geopolitice. I-au reușit în 2014, i-au reușit în 2016. Și acum ei cred că dacă au mers bine atunci, haideți să încercăm încă o dată să repetăm acest scenariu.
iarăși vom scinda societatea, vom diviza pe oameni și vom profita din această divizare. Eu spun că această confruntare, acest război civil, de fapt, trebuie odată și odată oprit. Da, este un lucru foarte greu, pentru că este un interes mare a forțelor care profită din aceasta, și o parte, așa zisă, stângă și așa zisă, dreapta, dar în cel mai mare mod cel care stă deasupra lor și trage sfoarele, că pentru el este foarte comod și benefic ca lumea să se lupte, dar el se profite din această luptă. Și totuși, în raport de aceste poziții pe care le împărtășiți vis-a-vis de actualitatea politică existentă și modul de organizare, cât de democratice am prognoza a fi alegerile din 24 februarie? În opinia mea, alegerile nu sunt deloc democratice, nu sunt cinstite, sunt deja furate, totul este cumpărat în mare parte. Deci sunt câteva partide, eu le numesc partide bogate, a bogătașilor. Un partid de guvernare și câteva partide sistemice de opoziție care au permisiunea să se prefacă că ei sunt în opoziție și luptă cu această guvernare. Deci ei au cheltuit milioane de lei. Eu am cheltuit pentru colectarea semnăturilor 380 de lei pentru multiplicarea niște foi volante. Ei deja au cheltuit milioane, dar campania electorală încă nu s-a început. Uitați-vă, fiecare billboard, acum Chișinău începe să fie umplut de billboard-uri. Fiecare billboard costă 300 de euro pe lună. Publicitatea la televiziune va ajunge până la 5.000 de euro. Deci de unde ei au bani? Ori politicienii, deputații, ei nu sunt businessmani, nu sunt businessmani mari. În Parlamentul Moldovei nu găsești un businessman adevărat care a făcut business-ul din zero, care a creat niște întreprinderi, care a achitat impozite și din ceea ce a rămas lui, încă că el plătește și pentru politicul. Clar că în mare parte politica moldovenească se face pe bază de niște scheme, pe bază de corupție. Este foarte și foarte și netransparentă și neclar. Dar aceasta nu ar fi o scuză, de fapt, o scuză în sensul că cineva, careva partid își organizează promovarea intereselor lor politice cu o sumă X mare, să zicem, și cineva își promovează interesele în același sens cu o sumă X minimă. Deci, nu, să fie sănătoși, să cheltuie atâția bani cât doresc, dar de unde-s banii lor? Ei nu pot explica de unde ei provin banii lor. Și dacă ei cheltuie atâția bani, apare altă întrebare, pentru ce o fac? Clar că ei pentru a se menține la putere și a face și mai multe bani. Asta e sensul. Deci, probabil partidul X sau Y care donați și chiar, apropo, partidul pe care și-l reprezentați dumneavoastră, cu ce potențial financiar merge în alegerile din 24 februarie? Foarte modest. Noi mergem foarte modest. Nu participăm la... Nu folosim publicitate electorală, nu vom folosi la televiziune. Eu n-am să folosesc, cel puțin. N-am să fac billboard-uri. Poate am să tipăresc un ziar și am să comunic direct cu oamenii. Asta este unica noastră armă, să zicem, împotriva acestui val de bani și bani și bani. Ați comunicat în începutul emisiunii despre un statut, dar citisem, de fapt, pe platforma media careva materiale ce vizau mesajul partidului pe care îl reprezentați. Și dacă am comunicat în această emisiune despre statutul de drept atribuit Republicii Moldova, partidul pe care îl reprezentați, dar și dumneavoastră ați comunicat, ați atribuit un alt statut, un statut de stat capturat și chiar țară bananieră. Și ne-ar fi interesat și nouă și mai ales telespectatorului ce ar însemna un statut de țară bananieră. Republica bananieră este un termen introdus de O. Henry într-un roman. Și la început acest termen descria un stat latinoamerican unde există un fel de dictator care controlează totul. Tot business-ul, structurile de stat, este totul corupt, totul putrid.
și este controlat din afară de obicei de Statele Unite ale Americii, ceea ce era în America Latină. Mai târziu acest termen s-a transformat a intrat în politologie și este folosit pentru a descrie un stat slab, un stat corupt, un stat condus de o grupare oligarhică care controlează absolut toate instituțiile statului și de obicei controlat și din exterior. Acesta este o descriere, eu cred că foarte potrivită pentru Republica noastră Moldova. Dacă ați venit cu asemenea statute sau interpretări exotice așa modului de interpretare. Unii îl numesc stat capturat. Stat capturat este o am națiune... comunicat, da, și în asociere. Aș vrea să ne comunicați de... ce statut dați sistemul electoral atunci. Atribuit acestui stat cu statutul pe care l-ați comunicat, capturat sau bananier. Alegerile sunt tot un fel de fake în Moldova. Deci, când vorbesc cu oamenii și întreb, la noi este dictatură, nu este dictatură. Oamenii spun că nu există dictatură în sensul așa clasic, când oamenii sunt uciși, arestați, aruncați la pușcărie, când nu există libertatea cuvântului în genere. Deci, ei spun că la noi e dictatura light sau soft dictatura, așa, parcă tot există, avem parlament, avem guvern, avem curtea constituțională, instanțele de judecate, avem televiziunile, dar tot este controlat de o grupare mafiotă care conduce cu Moldova. Și dacă ceva nu merge așa cum nu-i convine acestei grupări, se dă start a unui alt mecanism care se află chiar în afara structurilor statale pentru a rezolva aceste probleme. Deci, un exemplu recent, scoaterea din nerecunoașterea alegerilor primarului general din Chișinău. Deci, nu i-a plăcut, parcă a mers tot democratic, nu i-a plăcut, pur și simplu n-au recunoscut alegerile. Deci, și ce putem face în astfel de condiții? Oricum trebuie să rezistăm și trebuie să luptăm. Eu spun că se poate de luptat, chiar în condițiile acestui stat capturat. Exemplul Belțului și exemplul Chișinăului arată că nu totul totuși este controlat de această grupare. La Belț ei au pierdut alegerile primarului, la Chișinău au pierdut. Eu cred că nu au nicio șansă în nouă circumscripție din municipiul Chișinău, în două din Belț, poate în diaspora nu au șansă. Deci vreo 20 de circumscripții nu sunt controlate de partidul de guvernare din Moldova. Comunicând despre circumscripții, avem 51 de circumscripții, avem sute de cereri înscrise la CEC, ca urmare a celor ce ne comunică. Și pentru că știm, de fapt, impactul sau forța candidaților care merg pe listele de partid, mai mult sau mai puțin, am vrea să cunoaștem care ar fi forța și impactul candidaților independenți care se lansează în această luptă și cursă electorală din 24 februarie. Aproape în 30 de independenți, ani de independență de Moldova, eu nu țin minte când un candidat independent era capabil să treacă în Parlament. Da, este un antrenament, un joc, dar fără șanse reale. Și atunci ar fi admis comersul politic sau după alegerile din 24 februarie? Deși în condițiile sistemului mixt, acum s-au schimbat condițiile totuși. Deci fără pragul de prezență la vot, fără rata de prezență. Deci dacă vor veni chiar și 10% din alegători, alegerile vor fi recunoscute. Și fără turul 2, un candidat independent totuși poate câștiga alegerile. Dar dumneavoastră credeți în alegeri repetate? În ce sens? Repetate? Dacă nu vor fi recunoscute? Da. Alegerile în Moldova sunt recunoscute sau nerecunoscute de organizațiile internaționale și de guvernele internaționale. Deci, această guvernare care s-a instalat în Moldova nu are legitimitatea internă, nu a avut, nu are și nu va avea. Toată legitimitatea lor
provine din exterior. Și dacă structurile cum sunt OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Departamentul de Stat vor recunoaște aceste alegeri, deci va fi oarecare legitimitate pentru partidele care vor intra în Parlament. Eu cred că ei totuși vor recunoaște aceste alegeri. Ca să nu recunoască alegerile, trebuie să fie niște încălcări foarte și foarte grave. Trebuie să fie scoși deputați, așa, poate 10 de deputați din cursă, să fie scos un partid din cursă, să nu fie recunoscute alegerile în mai multe circumscripții. Eu totuși cred că ei nu vor ajunge la așa ceva. Vor folosi alte metode pentru a manipula alegătorul, pentru a falsifica alegerile. Ziceam mai devreme de comerț politic sau cât de admis ar fi acele tehnici de cumpărare a candidaților independenți care vor lua un scor bun, așa, cumpărați de către forțele politice. Tot eu mă întâlnesc cu oamenii și spun că partidul acesta de la guvernament dorește să micșoreze numărul de deputați. Unii spun că să plătească mai puțin pentru majoritatea parlamentară. Alții spun că da, dacă deputații vor fi mai puțini, vor costa mai mult. Deci, da, este... lumea deja, vedeți, ironia aceasta, că ei nu cred că este un parlament, că sunt deputați, sunt un fel de marfă care se vinde și se cumpără. Și eu tot cred așa. Eu chiar nu vreau ca să fiu numit un politician moldovenesc. Deci eu am fost 30 de ani ziarist, nu vreau să fiu un politician ca cei care stau acolo, despre care eu am scris ca ziarist. Vreau să fiu un fel de controlor popular, că eu vin cu a doua idee, război și pace, să ne împăcăm, asta e prima idee, a doua, să introducem sistemul de control popular. Eu vreau să fiu un fel de controlor popular în Parlament din partea alegătorilor. Eu... în afară de lucruri este legislative, sunt sigur că pot ieși fiecare zi în live ca jurnalist și să povestesc ce se întâmplă în Parlamentul Republicii Moldova. Dar se întâmplă foarte lucruri, multe lucruri urâte. S-au întâmplat cu vânzarea cetățeniei, cu mai multe afaceri de astea corupte, mafioate. Și dacă măcar un deputat va povesti alegătorilor despre ceea ce se întâmplă într-adevăr în Parlament, eu cred că și asta deja va fi un lucru bun. Pentru o precizare și voi comunica pe replica dumneavoastră de mai devreme, rotindu-ne în jurul subiectelor politice, dumneavoastră pretindeți a fi recunoscut ca un politician moldovean sau un politician român? Din Republica Moldova, da. Sigur că din Republica Moldova, dar cu statut. Moldovean, da, desigur. Pentru că a fost pentru precizare, nu tindem a dezvolta acest subiect. Da, da. Vorbim despre scenarii de până la alegeri și după alegeri care potențial, adică se pot creiona. Ar mai fi admis și un asemenea scenariu ca partidul X sau Y își propune candidați pe listele propriu-zis de partid, dar și propune mimat candidați independenți, care până mai ieri au fost membri de partid, dar acum undeva îi observăm în liste ca candidați independenți. Acest lucru deja se întâmplă, mai ales în afara Chișinăului. În Chișinău, totuși, e mai greu de manipulat. Aici oamenii sunt poate mai informați, mai, nu știu, urmăresc procesul politic, știu ce se întâmplă. Și din cauza aceasta, eu sunt sigur că în Chișinău partidul de guvernament nu are nicio șansă să câștigă nici într-o circumscripție. În afara Chișinăului, la acest partid au trecut 800 din 900 de primari și aceasta este miza principală. Primarul din sat, din orășel, din centrul raional, dintr-un municipiu. Deci primarul primește această sarcină. Din localitatea ta, tu trebuie să asiguri un număr anumit de voturi. Ce trebuie ție pentru asta? Bani? Iată bani. Drumuri? Facem drumuri. Nu știu. Apeducturi? Gazoducturi? Ei primesc resurse și în schimb de resurse trebuie să asigure voturi. Este și asta un fel de corupție. Un exemplu clar, să zicem despre partidul pe care îl reprezentați,
circumscripția nouă ar fi Bălțu, da? Nu dăm nume candidaților, așa, să zicem că este delegat un reprezentant pe listă de partid, așa? Cum se face că apar candidați independenți care până mai ieri au fost membri de partid și acum apare cu candidat independent, unde nu și asociază apartenența politică la partid? Este, după cât eu știu, este o combinație sau a oponenților partidului nostru, deci ei au convins, să zicem așa, merge vorba de o fost membri Consiliului Municipal să meargă ca și independente. Deci, ea nu reprezintă partidul nostru acum, în această circumscripție. Bine, nu a avut acordul pentru a candida. Bine, până la această oră zic că au fost suficiente detalii aduse în amplu telespectatorilor. Propun să luăm o pauză de publicitate, după care revenim la discuțiile noastre intens și maxim desfășurate. Da. Publicitate, dragi telespectatori. Doamnelor și domnilor, bună seara, reveniți după publicitate. Domnule Cipacenco, pentru că am discutat despre circumscripții și până la pauza de publicitate, tot la circumscripții tindem să rămânem câteva precizări, comunicând și despre partidul pe care și-l reprezentați, partidul politic, partidul nostru. Ziceți-ne, vă rog, pe câte circumscripții uninominale vine sau câte circumscripții uninominale a acoperit partidul acesta? 21 din circumscripții. Acolo au fost înregistrate grupurile de inițiative pentru colectarea semnăturilor. În aproximativ jumătate din aceste circumscripții, candidații deja sunt înregistrați. Restul au depus setul de documente pentru înregistrare. Eu personal nu mă grăbesc, eu încă continuu să colectez semnăturile. Am hotărât special să depun actele în ultima zi când acest lucru se permite. Am înțeles. 20... Capricios. 21 de circumscripții. Dar de ce nu s-a acoperit toate circumscripțiile? Este din cauza resurselor partidului? Noi am discutat și am hotărât că să ne concentrăm asupra circumscripțiilor unde, după opinia noastră, noi avem șanse mai mari. Așa. Peste hotarele țării mergeți? Peste hotarele țării cu da sau nu? În această circumscripție 49, se numește cum este, că bine, Europa de Est. Am înțeles. Mergem mai departe pentru că a fost și ca precizare. Da. Dar care sunt acele circumscripții forte pentru partidul pe care îl reprezentați? Care este miza? Bălțu. Bălțu este așa o fortăreață partidului nostru. Nordul. Avem 4 sau 5 primari la nord. Și la sud avem 2 primari și organizații puternice în niște raioane din sud. În Chișinău, Chișinău este un oraș foarte complicat pentru orice partid. Eu vă spun că chiar și cei care cred că vor merge aici foarte ușor, nu va fi așa ceva. Chișinău este poate cea mai complicată așa localitate din sens electoral și de această activitate de partid. Pentru că lumea, populația, cetățenii din Chișinău sunt foarte, foarte diferiți, cu viziuni foarte diferite, foarte des diametral opuse și Chișinăul este chiar scindat. Dacă luăm toată Republica, noi putem spune că centrul are unele viziuni, nordul alte viziuni, sudul alte și nu se, într-un raion, să zicem, din nord, nu prea se vede această scindare sau un raion din centru. Dar Chișinău aici e așa un amalgam de oameni și așa o amestecătură foarte și foarte divizate lumea de aici. Revenind ușor la colectarea semnăturilor, ar fi sau nu fi probabil la întâmpinare de dificultăți în colectarea semnăturilor, pentru că recent în postările colegilor dumneavoastră am văzut că membrii ai echipei din Bălți au venit în Chișinău pentru a sprijini colectarea de semnături pentru Chișinău. Ar fi aceasta o nu, îngreunare? Nu, a fost un gest de solidaritate când anul trecut, în timpul alegerilor primarului din Bălți,
se colectau semnături la Belz, o echipă din Chișinău și din raioane a mers la Belz, a ajutat candidații noștri de acolo. Cum ei au venit la noi, deci nu merge vorba că au colectat 100% din semnături, pentru asta au venit oamenii din Belz. A fost mai mult un gest așa de sprijin moral. Dar nu că sunt greutăți, dar partidele care au resurse administrative și financiare, noi vorbim cu oameni și ei ne povestesc cum s-au colectat semnăturile într-o zi, două. Au fost invitați la organele locale conducătorii întreprinderilor municipale, întreprinderilor de stat, instituțiilor medicale, instituțiilor de învățământ, conducătorii sunt seluri, sunt APLP-uri, sunt diferite forme de conducere a caselor. Deci toți au fost invitați, s-au sunați și repede, repede au colectat semnături. Dar câți ani are partidul pe care îl reprezentați? Partidul există din 2014. Și atunci organizațiile municipale cum stau a fi organizate și de ce nu se au capacitat și într-un termen mai scurt, adică să izbutească în a atinge cota necesară? Nu, noi avem organizații municipale, însă eu spun că noi nu ne grăbim, noi folosim această campanie de colectare, eu folosesc această campanie de colectare a semnăturilor pentru a comunica cu oameni. Eu personal merg într-un apartament, din casă în casă, vorbesc cu oamenii, pentru că noi nu avem această resursă administrativă, nu avem bani, milioane de lei, cum ei cheltuie, nu avem televiziuni. Deci pentru noi unica modalitatea de a ne promova este comunicarea directă cu oamenii. Și noi folosim și această campanie pentru a o face. La anunțul făcut public pentru venirea dumneavoastră la noi în emisiune, cineva în comentariu a scris, dar liderul partidului nostru, adică se va mai implica ulterior în politică sau va face o co-coordonare de la Skype? Și am și citare. Dacă e cazul, dau și numele celor care a scris. Renato Usatăi are mai multe dosare fabricate aici în Moldova. Are 2 mandate de arest, deși chiar legislația moldovenească nu permite ca un om să fie arestat de 2 ori pe diferite dosare penale. Deci este clar că dacă el se întoarce acum în Chișinău, el va fi arestat și probabil nimicit fizic în penitenciar. Deci, desigur că noi nu dorim acest lucru, nimeni nu dorește acest lucru. El vrea să se întoarcă, el vrea acasă, el lui dor de patria, de familie, el dorește foarte mult să se întoarcă. Și atunci, dacă de facto, adică nu este prezent în modul de participare, dar și organizare, cât de mult financiar vă sprijină formațiunea? El nu sprijină formațiunea financiar, pentru că, în primul rând, finanțarea din exterior este interzisă. Deci el, în 2014-15, când s-a implicat în Moldova, el a cheltuit foarte mulți bani din banii proprii pe care i-a câștigat la Moscova ca businessman pentru binefaceri. Deci are fundația Renato Usatăi și prin fundație a ajutat oamenii și continuă să ajute. Însă partidul politic nu este finanțat de Renato Usatăi din exterior. Bine, suficient la acest subiect. Da. Zic că alegeri parlamentare, dar la alegerile locale, care este șansa partidului reprezentat de dumneavoastră de a câștiga în Bălți și respectiv și pentru localele din Chișinău? În alegerile locale din 2015, partidul nostru a obținut în jur de 10% din total, din numărul de consilieri locali și de primari. Eu cred că noi putem să repetăm acest rezultat și în alegerile din 2019. Așa, tot vorbind despre modul și sensul de participare la alegeri și aș vrea să cobor la ceea ce ziceam și în începutul de emisiunii, poziția alegătorului în această cursă și mai ales în ziua alegerilor. Alegătorul în 24 februarie alege unul din 100 deputați pentru viitorul Parlament sau alege reducerea numărului de deputați de la 101 la 61. Vorbim despre alegerile propriu-zise și acel referendum. Încă un lucru pe care eu am observat comunicând cu oameni, că lumea nu înțelege cum se fac alegeri, ce se va întâmpla pe 24 februarie. Da, ei au adoptat acest sistemul mixt.
însă nu au explicat oamenilor ce înseamnă acest sistem mixt, cum se vor petrece alegerile. Nu au explicat că s-a mai adăugat și un referendum consultativ. Și eu trebuie să fac acum lucrul cu Comisiei Electorale Centrale, a partidelor care au votat acest sistem mixt. Eu merg și explic oamenilor, dar știți cum se vor petrece alegerile? Nu, noi nu știm ce se va întâmpla. Și eu explic că veți primi 4 buletine, 2 cu un referendum consultativ care nu decide nimic, pentru că este consultativ și nu poate schimba Constituția. Întrebările incluse în aceste referendumuri țin de schimbarea Constituției, ori referendumul nu o schimbă. Și încă 2 buletine veți primi, 50 de deputați vor fi aleși pe liste de partid, ca de obicei, ca și în trecut, și 51 de deputat va fi ales prin circumscripție uninominale. În fiecare circumscripție uninominală va fi o listă proprie, specifică, din candidați care sunt înregistrați numai în această circumscripție concretă. Și oamenii întreb, da, pentru cine să votăm, cum să votăm. Votați pentru cine vreți, dumneavoastră decideți, dacă aveți un partid preferat, îl votați. Dar și lumea întreabă, da, atunci obligatoriu să votăm și pentru candidatul partidului în uninominal? Nu e obligatoriu deloc, nu e obligatoriu. Puteți să votați acolo un partid, aici o persoană fizică. Deci, lucruri foarte simple. Începi să explici, lumea înțelege, dar mă miră că partidele care au introdus acest sistem nu s-au străduit să explice pentru ce i-au votat și ce înseamnă toată această schimbare. Domnul Cepașencu, și aș vrea să discutăm ipotetic despre mecanica organizării politice în contextul unui asemenea instrument. Care ar fi importanța acestui act ipotetic? Că e consultativ, că nu e consultativ, dar pur ipotetic pentru a fi ca și precizare. Cât de important ar fi acest act pentru organizarea politică din Republica Moldova cu 61 de deputați și 901? Și cu acea revocare a deputaților, caz în care nu corespund așteptărilor cetățenilor. Deci, în programul partidului, în rezoluția ultimul congres a partidului nostru, există astfel un punct, reducerea numărului de deputați și interdicția legală pentru așa numit turism politic. Deci, dacă deputatul nu are voie să schimbe fracțiuni, partide. Deci, este un lucru normal, însă, nu în acest referendum. Acest referendum este o farsă, este un lucru folosit de partidul de guvernament pentru a ridica. Ei folosesc chiar ura oamenilor față de parlament. Noi vorbeam din punct de vedere tehnic acestui instrument, iarăși da, ne orientăm mesaje față de candidați. Ține de schimbarea Constituției. Constituția nu trebuie schimbată în mod așa speculativ și ad hoc. Schimbarea Constituției necesită o abordare foarte și foarte complexă, pentru că sunt multe probleme care trebuie rezolvate prin schimbarea Constituției. Aceeași formă de guvernare, că lumea discută, Republica Prezidențială, Parlamentară, Semiparlamentară, problema transnistriană ține de schimbarea Constituției, reducerea numărului de deputați, scoaterea imunității a deputaților, a judecătorilor, Eu aș propune introducerea în Constituția unui capitol nou, control popular. Deci trebuie să fie introdus acest control popular în Constituție, trebuie adoptat codul controlului popular. Sunt mai multe probleme de neutralitate. Deci tot discuții sunt neutralitate. Rămâne, nu rămâne, ce facem noi cu neutralitate. Propunerea sau opinia mea că pentru elaborarea noi Constituții trebuie organizată un fel de adunare constituante. Reprezentate de diferite partide, forțe politice, regionale, sociale, de așa să fie un organ reprezentativ care va elabora această nouă Constituție. Și, de fapt, rezultatul acestei noi Constituții trebuie să fie reclădirea statului Republica Moldova. De fapt, va fi o nouă republică. Deci, abordarea, să scoți așa ca din cutie de bombonie, că bombonica asta îmi place mai mult, haideți acum cu reducerea numărului de deputați. Altui politician îi place Republica Prezidențială, el scoate de acolo altă bombonică. Așa nu merge. Ați enunțat un mesaj, neutralitate. Da.
miza alegerilor parlamentare o poartă acel interes de politică internă sau este o miză de politică externă? Politică, de geopolitică, ar fi mai corect spus. Din păcate, acest blestemul geopoliticii, el continuă și... Dar ce ar însemna un blestem geopolitic și pentru telespectatori să fie? Da, blestemul geopolitic, că timp de 25 de ani de independență, Moldova, societatea moldovenească din Republica Moldova este divizată pe criterii geopolitici. Sunt două părți cam egale. O parte spune că trebuie să ne integrăm în Europa, să aderăm la NATO sau să ne unim cu România. Deci alege acest curs pro-occidental. Altă parte spune nu, trebuie să ne integrăm în Uniunea Euro-Asianică, trebuie să fim cu Rusia, în Uniunea Vamală. Deci și nicio parte nu poate să birui, să câștige. Este imposibil. 25 de ani ei tot luptă și luptă, nimeni nu câștigă, însă această luptă are un efect foarte dăunător pentru societate. Deci, pentru că în timp ce ei luptă, nu se rezolvă problemele principale a Republicii Moldova. Ori problema principală este statul ineficient, instituțiile corupte, ineficiente, nimeni nu se ocupă de problemele interne. Deci, partidul nostru, apropo, încă în 2014 a propus să introducem un moratoriu asupra acestor polemici geopolitice, să nu discutăm cel puțin 10 ani despre vectorii, unde ne integrăm, nu ne integrăm, să introducem un moratoriu și să ne ocupăm de problemele noastre interne. Să fie un fel, dacă dorim, o conjugare între integrații. Dar de ce comunicați 25 ani de independență? Din 2016 s-au schimbat ceva? Nu, eu așa, aproximativ. Ipotetic. 28. 28 ar fi deja cu acest an. Da. E aproape 3 decenii până la urmă. Da, aproape 3. Da, eu așa... În detalii s-au comunicat aspectele la care noi am și încercat a aduce informații în amplu. Am vrea puțin să și aerisim discuția cu și un alt aspect, un aspect care vizează pe dumneavoastră în raport de anumite declarații vis-a-vis de atragerea atenției cetățenilor vis-a-vis de construcțiile clădirilor înalte din sectorul Râșcan. Și întrebarea ar fi ce pericol îi așteaptă pe acești locuitori acestui sector al Chișinăului. Deci, sunt două teme care, pe care eu tot am auzit de la oameni aici, în sectorul unde lucrez. Peste tot lumea mă întreabă, este adevărat că sectorul Râșcani sau Râșcanovca stă pe mine, pe bube, pe goluri subterane? O întrebare și alta întrebare este adevărat dacă pe locul poligonului Dinamo se va construi o bază militară NATO? Deci eu... Pentru mine, ca jurnalist, au fost niște lucruri foarte, nu că ciudate, dar șocante. Și eu am făcut mici investigații. Cât privește minele sub Râșcanovcă, eu am coborât în mina Chișinău. Acolo sunt niște așa, nu că lucruri oribile, dar ca în filmurile horror. Mina nu lucrează. Mina care a început să funcționeze în anii 60 din secolul trecut, are deja aproximativ 50 de ani, unde se făceau excavații de piatră. Piatra se folosea pentru construcție. Și unde se întinsă necomunicația acestei mine? Deci, suprafața totală a acestor mini subterane este de 600 de mii de metri pătrați, 60 de hectare, din care astăzi 30 de hectare sunt inundate. Apa nu se pompează pentru că pe timpurile sovietice era un obiect de importanță statală și aveau grijă și ministerii, și guvernul, și Academia de Științe, și Ministerul Apărării, și KGB-ul, toți făceau expertize și aveau grijă de aceste construcții subterane. Am aflat că aici se află și un adăpost imens. A fost construit pentru un război nuclear, eventual în care
puteau să se găsească un adăpost, să se ascunde 10.000 de oameni. Este, are suprafața de vreo 10 terene de fotbal. Deci, acum apa s-a ridicat. De ce s-a ridicat? Pentru că după războiul, al doilea război... Da, ca precizare, aceste mine sunt în gestiunea primăriei, probabil. Da, erau în gestiune, era Ministerul Construcției, concernul Macom, erau diferite structuri care controlau aceste mine și le exploatau. După ce s-a prăbușit tot acest sistem de gestionare, de control, statul de acum nu are grijă de aceste construcții subterane. Și dacă statul ar avea grijă, eu dormeam liniștit. Acum nimeni nu se ocupă de aceste mine și apa se ridică din cauza că cândva după război, al doilea război mondial, apa în Chișinău se pompa din sonde arteziane. Erau sute de sonde. Acum toate sondele sunt conservate după ce apa a venit dinspre Nistru și apa subterană s-a ridicat și chiar acest adăpost pentru cazul de război este inundat, acolo este suprafața de 2 metri de apă. Sunt locuri unde apa s-a ridicat cu 7 metri. Eu am văzut cu ochii mei acestea. Și eu chiar am înregistrat o petiție pe un site de petiții în care cer 3 lucruri. Primul, să fie publicată harta acestor mini și goluri subterane, ca fiecare locuitor din zonă să știe unde el stă. Al doilea lucru, să fie făcut o expertiză, inclusiv cu experții internaționali. Dar cu cine s-a comunicat până la această oră vis-a-vis de aceste pericole, aceste goluri despre care numiți? Pentru că, eu la făcut, sigur, primăria au făcut, aceste planuri, în planurile urbanistice, undeva aceste, acest patrimoniu subteran să fie și indicat. Eu n-am auzit. Eu am auzit că după ce am început să mă întâlnesc aici cu oameni, am auzit despre aceste mini subterane și am investigat această situație. Eu nu vreau să fiu un alarmist, să fac panică, dar eu nu cer, nu cer ceva deosebit, să fie informată lumea. Deja o lună a trecut după ce am făcut această petiție, am făcut acest apel, nimeni nu a reacționat din partea statului. Da, mina a fost trecută în gestiunea Consiliului Municipal Chișinău, Consiliul este proprietarul acestei mini. Însă rolul Consiliului se reduce la aceea că ei alocă anual 1 milion, 2 milioane de lei pentru electricitate. Electricitatea îi ajunge pentru a pompa apă o lună și restul anului nu se face nimic acolo. Apa se ridică, nu se pompează. Pe timpurile se pompa câte 3.000 de metri cub pe zi. Fiecare zi 3 metri cub este așa, un bazin. Are 50 la 10 și 6 metri adâncime. Fiecare zi. Eu nu vreau să fiu alarmist, dar vreau să fie lumea informată. Prezintă asta pericol pentru oamenii sau nu prezint? Nu prezint. Poate astăzi nu prezintă, mâine va fi un pericol. Că oricum apa, puțin câte puțin, ea distruge, slăbește aceste construcții subterane. Ne aflăm în zona seismică. Nu știi cum afectează aceste construcții seismele. Vreau să știu, să primesc informația, un lucru normal, de la organele de stat. Însă, după cât eu am înțeles, nimeni în statul Republica Moldova nu se ocupă de aceste mini subterane din Chișinău, deși este problema nu a municipiului Chișinău, nu a sectorului în care noi stăm. Este o problemă de securitate a statului, chiar la nivel național. Și eu cer ca până nu se face acest lucru, primim informația și se face expertiză, să fie oprite construcții a caselor cu multe etaje în această zonă. Deși sunt câteva case construite fără expertiză, tehnică, de la casă până la golurile subterane 30 de metri. Nimeni nu știe care va fi efectul. Poate să le dăm în gestiune celor de la Cricova sau Meleștei Mici. Cândva a fost, cândva au intrat în componența minilor din Cricova, că cum este organizată această mină? Sunt două, intrarea este aici pe calea Orheilor, lângă școala asta de hipism. Da?
Și două tunele merg, lungime 4 km, merg până la Stăuceni, sub Stăuceniu și la Cricov ajung. În această zonă s-au produs multe piatră pentru construcții. Deci și de la tunele merge în diferite părți aceste secții de producere de unde se excava piatra. Deci, nimeni nu se ocupă de problema aceasta. Domnul Bașencu, fiind ajuns la finalul emisiunii, am și observat că mi-a scăpat și o întrebare care probabil trebuia să o dau mai în miezul emisiunii, dar am să o dau acum la finalul emisiunii. Ce ține iarăși de circumscripție și candidați? Puțin iarăși am făcut o ruptură, dar revenim la caz în care potențialul candidat de pe lista de partid ia un scor bun și merge mai departe. Ce se întâmplă cu el dacă trece și pe circumscripție? Dacă și pe listă și pe el este considerat ca și ales din partea circumscripției, dar lista se mișcă mai departe. Următorul după el care se află în listă, el trece în Parlament. Domnul Vașencu, acestea fiind în mare parte subiectele pe care le-am putut capacita în intervalul de ceas rezervat emisiunii noastre, important. Timpul a trecut repede. Timpul a trecut foarte repede. Noi, ceea ce și urmează să faceți sau unde să vă și realizați, vă urăm toate bune, mult succes, la mai mult și la mai mare. Și vă mai așteptăm, zicându-vă pe curând. Da, și eu merg la colectare semnăturilor. Să fie cu bine, toate bune, dragi telespectatori, vă mulțumim repetat rând și dumneavoastră că ați fost cu noi, vă urăm o seară frumoasă în continuare, toate bune pe curând!